Stimați telespectatori, mă bucur să vă reîntâlnesc la emisiunea Până la marginile Pământului. Este singura emisiune despre misiune. Pentru noi, misiunea este acea lucrare spirituală pe care credincioși născuți din nou, chemați de Dumnezeu, trimiși de bisericile locale, le fac în contexte culturale diferite, la popoare care vorbesc o altă limbă și au obiceiuri diferite. În cadrul acestor emisiuni călătorim imaginar, virtual, împreună cu invitații noștri pe diferite continente și urmărim lucrarea pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o face acolo. Astăzi ne vom opri pentru o perioadă de timp în Africa, mai precis în Namibia. Invitații mei și călăuzele noastre pentru această călătorie sunt Sandu și Marinela Maghiar. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Mă bucur să vă am pentru prima dată în această emisiune și de obicei pe cei care i-am pentru prima dată îi rog să facă o scurtă prezentare și a modului în care Dumnezeu a lucrat în viața lor și i-a mântuit, dar apoi și a modului în care Dumnezeu i-a condus spre misiune, i-a chemat să se implice în misiune și mai ales i-a chemat într-o anumită zonă a lumii. Încep cu tine, Sandu. În ce familie ai crescut? Cum l-ai cunoscut pe Domnul? Și apoi spune-ne un pic cum ai fost chemat de Domnul în misiune. Eu am crescut într-o familie de baptiști în sat. Taică meu este din Oradea, iar mama mea din satul unde am crescut. Poți să numești satul? Tinăud, da. Satul este Tinăud. Peste Bihor. Ani, când vei ajunge cunoscut, misionar celebru, oamenii din sat se vor bucura că cineva din satul lor a făcut o lucrare deosebită la marginea lumii. Da. Și am crescut într-o familie creștină, am fost dus la biserică de mic și mergeam la școala duminicală. După ce am mai crescut, am fost implicat în tabere de vară, cluburi de vară cu copiii, în cadrul bisericii. După aia am învățat să cânt la instrument în fanfară și cred că pentru că am mers să cânt în fanfară, a fost m-a ținut legat de biserică, pentru că aveam repetiții în timpul săptămânii. Duminica cântam în fiecare dimineață și în fiecare duminică și dimineață și după masă și așa după ani pot să zic că mi-am dat seama că lucrul ăsta m-a ținut în biserică și am cântat și în cor și cu timpul Dumnezeu a lucrat, pot să zic, în viața mea și m-am hotărât să iau botezul și să-L urmez pe Domnul. Nu pot să zic că a fost o transformare instantanee, poate cum se întâmplă și cum se întâmplă la alții care au avut un anumit punct cheie. La mine Dumnezeu a lucrat în timp, un proces al transformării tale și a minții tale. Da. Care este situația ta sau a fost situația ta, Marinela? Da, și eu m-am născut într-un sat din județul Bihor. Țețchea se numește satul și am crescut într-o familie de credincioși penticostali cu 6 copii. Eu sunt a doua născută în familie și pot să spun că școala duminicală a avut un impact puternic în viața mea. Din păcate, noi subestimăm valoarea lucrării cu copiii, dar acolo am înțeles și eu că personal trebuie să-L accept pe Domnul Iisus ca și Domn și Mântuitor în viața mea și a fost un moment undeva pe la vârsta de 13 ani când am luat personal decizia aceasta. Apoi mai târziu am luat și botezul și Dumnezeu de atunci continuă să lucreze și să mă maturizeze. La vârsta aceea probabil că vă gândeați la viitorul vostru, aveați o anumită perspectivă asupra vieții. Ce te-ai gândit să faci, Sandu, în viață? Pentru ce te-ai pregătit? Eu am terminat facultatea de protecție a mediului și
vorbeam și cu taică meu și el zicea că după ce termin facultatea să mă duc să mă angajez în cadrul Sanipidului sau asta am vrut să merg mai departe, să fac după ce am terminat și să faci carieră în domeniul și să fac ăsta. Carieră în domeniul Iar ăsta. Tu, Marinela? Da, inițial eu doream să devin învățătoare, asta era dorința mea de mic copil. Apoi am ajuns să fac facultatea de litere. Am studiat engleză și franceză, limba engleză și franceză și chiar am reușit să profesez un an de zile, să predau într-o școală în județul Bihor, un an de zile, da. Și ce s-a întâmplat în perioada aceasta? Cine și cum a răsturnat visele voastre? Da, eu am fost cel care am răsturnat toate. am un prieten și un misionar care este în Africa și el a fost în Africa și s-a întors în România. Și în perioada aia eram și eu în țară, am lucrat o perioadă în străinătate și câteva zile mă cina gândul să-l sun. Sună-l. Și tot m-am mânat după o zi pe alta și într-o dimineață am dus-o pe Marinela la școală cu mașina și când am venit acasă, iară mi-a venit în minte gândul sună-l. Și l-am sunat și atunci a fost scânteia pentru misiune. Am vorbit cu el poate vreo două ore și jumătate la telefon și mi-a împărtășit nevoia care îi de Evanghelie în altă țară, în alt context decât România. Pentru că noi, eu de exemplu, am crescut într-o biserică, dar nu se punea foarte mult accent pe misiune externă. Noi numeam misiune dacă mergeam cu tinerii într-un alt sat sau dacă mergeam cu fanfara într-un alt oraș, am mers în misiune cu fanfara, dar nu era termenul misiune externă, nu era bineînțeles misiune. Acum legat de misiune, Sandu, vreau să te întreb, acum a fost prima dată când sămânța aceasta a fost așezată în inima ta sau au fost gânduri, preocupări, căutări în zona misiunii transculturale înainte de această întâlnire cu misionarul? Gândul de misiune era așa cum îl înțelegea biserica atunci, doar pe teritoriul României și îmi plăcea când mergeam cu tinerii, mergeam și la noi în sat. Am avut bunul samaritian și în fiecare sâmbătă mergeam la femeile în vârstă, la văduve și îi ajutam. Da, eram implicat și ajutam în casă. Am mers, am crăpat lemne la o soră în vârstă care nu putea să... Și eram implicat, dar nu am avut misiune externă. N-ai înțeles și n-ai avut-o n-am da, nu a fost inimă. Loc. N-am avut-o pe inimă. Și după această întâlnire cu dar după această, acest frate, cu fratele Ovidiu... După ce am discutat cu fratele Ovidiu, mers pe internet și atunci am văzut mai multe despre misiune externă, lucrări de misiune în Africa și în alte zone și zile bune, pot să zic, eram pe internet și căutam despre misiune externă. Voi, între timp, n-am discutat de acest aspect, v-ați întâlnit, v-ați căsătorit și în momentul în care tu ai aflat mai multe despre misiune, erați deja căsătoriți. De cât timp erați căsătoriți? Ne-am căsătorit în anul 2008 și acest lucru se întâmplă deja în 2010. Da, deci de 2 ani de zile. Și tu cum ai reacționat, Marinela, când ai aflat despre noile preocupări ale lui Sandu? Am avut un pic inima împărțită, pot să spun, deși eu din copilărie la școala duminicală auzeam întâmplări misionare și mi se mișca inima în direcția asta, pot să spun, și pe parcursul vieții Dumnezeu a lăsat mai multe pietre de aducere aminte, așa, legate de misiune. Am fost inclusiv la o conferință de tineret pe Niel, unde s-a făcut motivație la misiune și am luat din nou așa o decizie mai Mai să nascuns, spun? Mai în secret. Da, mai în secret,
E adevărat că și mi-era, nu știam cu cine să vorbesc despre lucrurile astea și pe vremea aceea nu știam prea multe despre misiune, dar dorința exista în inima mea. Apoi, după ce ne-am căsătorit, am început să mă orientez în România, m-am implicat la școala duminicală, am fost învățătoare câțiva ani și am crezut că mi-am găsit locul de implicare, îmi plăcea ceea ce făceam. Și când Sandu a venit la mine și mi-a făcut această propunere, deși noi ne aflam într-o perioadă de căutare a voii lui Dumnezeu pentru noi ca și familie, dar când el a venit, am ezitat, pentru că am zis, dar eu sunt implicat aici, de ce ar trebui să plec de aici? Cine mă va înlocui? Poate aveam un pic o părere prea bună despre implicarea mea și l-am rugat pe Dumnezeu să-mi vorbească mie personal, să înțeleg că ăsta e drumul pe care trebuie să îl luăm. Și citeam o carte despre căsătorie și într-o seară când, foarte sincer, l-am rugat pe Domnul să-mi descopere și să-mi vorbească personal, am ajuns la o porțiune în carte unde cuplul care scria cartea descria o situație foarte similară cu situația prin care treceam noi. Și cea care vorbea era chiar soția și ea povestea cum frământările pe care le-a avut când soțul ei a venit la ea și i-a spus, cred că Dumnezeu ne cheamă în altă lucrare, în altă parte să ne implicăm. Și femeia aceasta a înțeles că datoria ei ca soție e să-și susțină soțul, să-l încurajeze și să nu-i pună piedici. Și atunci am zis, Doamne, asta e și mesajul pe care Tu l-ai pentru mine. Și am început să văd lucrurile altfel și să înțeleg că Dumnezeu poate să-l conducă pe soțul meu și datoria mea este să-l urmez și să fiu lângă el. Și, bineînțeles, mi-am amintit de toate momentele când Dumnezeu mi-a vorbit despre misiune din trecut și am zis, ce trebuie să mai aștept? Dacă condițiile sunt create de Dumnezeu și soțul meu e de acord și el își dorește. Și atunci am stat de vorbă cu el și i-am spus, cred că ce trebuie eu să fac e să las ca Dumnezeu să te conducă pe tine și să eu să intru în ceea ce Dumnezeu îți vorbește și să accept și eu. Și ce s-a întâmplat mai departe? Cum ați încercat să puneți în practică această chemare, aceste gânduri pe care Dumnezeu le-a așezat în duhul vostru pentru a vă implica în misiune? După ce ne-am hotărât, am zis, vrem să mergem în Africa. Ne-am și făcut bagajele, ne-am adunat lucrurile câte le-am avut, nu prea multe, le-am pus în cutii și Ovidiu avea deja un container și vrea să trimită un container în Namibia și le-am și dus deja la container, să le ducem în container. După aia am fost și am vorbit cu pastorul nostru, cu fratele Florin Ile din Oradea. Da, vreau să amintesc de faptul că Sandu și Marinela sunt trimiși de Biserica Philadelphia din Oradea. Este biserica mamă, biserică ce stă în spatele lor și îi susține. Ai discutat cu pastorul? Da, am vorbit cu fratele pastor Florin Ile și aveam puține emoții. Cum o să zicem? Ce reacție o să aibă el și cum o să primească această veste? Ce vrem noi să facem? Pentru că am zis că suntem membri în Biserica Philadelphia și vrem ca ei biserica să trimită, să ca biserica să știe. Da. Nu aveam noi încă bine întipărită în minte ideea că biserica trebuie să trimită misionari. Dar ați vrut să Dar am zis să o anunțăm să știe, să știe că nu mai sunteți. Și da, că dacă plecăm dispărut. Să nu zică că am mers în Italia sau în Spania la muncă, ce am mers în misiune. Și când am vorbit cu fratele Florin, ne-a zis, asta e cea mai bună veste pe care o aștept, pe care am auzit-o de multă vreme sau pe care am auzit-o astăzi. Este o veste foarte bună pentru mine. Și el parcă zicea că a fost la conferință de misiune cu ceva timp în urmă. Și Domnul i-a pus pe inimă să se roage ca din Biserica Philadelphia să se ridice o familie de misionari. Și el zicea atunci, nu înțeleg de ce m-am gândit eu direct la o familie. Era mai ușor pentru un tânăr sau o persoană. Dar Domnul mi-a pus pe inimă o familie și
Văd că acum Domnul mi-a răspuns rugăciunii mele, zicea fratele Florin, și a fost tare bucuros să... Deci Dumnezeu era cel care orchestra lucrurile, le aducea împreună și da, v-a surprins și pe ne-a voi. Ne-a surprins chiar și pe noi. Că a lucrat în felul acesta. Ce a urmat? Ați ajuns? V-ați urmat bagajele sau nu le-ați mai urmat? După ce am vorbit cu fratele Florinile, el a auzit de un curs, un scurt la Cluj, făcea și Cairosul și el ne-a și dat bani să mergem la cursul respectiv. Era de două misiune. Un curs de misiune de 2 săptămâni și am mers și acolo Dumnezeu a prins mai mult setea de a ști mai multe despre misiune și ne-a deschis ochii că misiunea nu se face doar ți-ai luat bagajele și ai plecat. Și că este nevoie de pregătire. Este nevoie de pregătire. Și este voi în nevoie... cursul acestui curs ați realizat că nu sunteți pregătiți. Nu suficient. Am realizat că știm prea puține. Chiar dacă am zis noi, avem noi facultăți amândoi, dar... Aveți facultate, aveți elan, aveți dorință, dar... Dar nu-i chiar suficient. Și atunci ne-am întâlnit cu dumneavoastră, cu fratele Ghiță Rițișan și la curs am povestit puțin, dar nu foarte multe. Dar după ce am terminat cursul respectiv, noi nu știam încă de Centrul Român de Studii Transculturale de la Constanța și un prieten de-a nostru din Oradea, care e ca și un tată spiritual pentru noi, ne-a tot întrebat, da? Voi cum mergeți în Africa? Cine vă susține? Cine vă trimite? Ce... Ne punea multe întrebări și la început nu prea aveați răspunsuri. Nu prea aveam răspunsuri și eu credeam că vrea să ne pună piedici ca să nu mergem, pentru că el era și implicat la școala duminicală, unde era și Marinela învățătoare la școala duminicală și eu personal am crezut că el nu vrea ca Marinela să plece, că lasă un gol la școala duminicală. Dar de fapt acestea au fost întrebări care trebuia noi să ni le punem, dar pentru că nu ne-am gândit, Domnul a pus pe altcineva lângă noi să ne pună aceste întrebări. Și într-o duminică, Marinela era la școala duminicală, a venit fratele respectiv și a scos-o de la grupă, a chemat-o afară din sala de grupă și i-a zis, dar de ce nu mergeți să vorbiți, este în Cluj, o agenție, APM, și să vorbiți cu cine e în conducerea agenției, că să fie mai ușor pentru voi. Și Marinela i-a zis, da, vrem să mergem la Cluj să ne întâlnim cu fratele Ghiță Rițișan, dar încă n-am avut timpul și contextul potrivit. Și atunci el zice, nu mai trebuie să mergeți la Cluj, fratele Ghiță Rițișan e aici în biserică, mergi și vorbești cu el. Și la sfârșitul bisericii Marinela a venit la dumneavoastră și ne-am întâlnit după biserică și ne-ați încurajat. Avem nevoie de pregătire. De pregătire și ne-a zis că noi n-am deschis școala de la Constanța doar să mai fie încă o școală deschisă. Ce este o școală cu specific de misiune externă? Și mi-aduc bine aminte că ne-am întâlnit și am discutat despre școală, v-am dat câteva informații și am fost și surprins să vă văd gata, imediat, abia am reușit eu să comunic cu cei de la școală, să mai fac loc pentru doi alți studenți care sunt gata să se ducă la școală. Marinela, cum a fost pentru tine această perioadă de 2 ani de zile de echipare la Constanța? În primul rând, am învățat să trăim prin credință și chiar dacă familia era puțin îngrijorată, ce o să faceți, cum o să fie, am avut parte de multe momente în care Dumnezeu ne-a arătat cât e de credincios și vreau doar să menționez cum am reușit să ne plătim taxele școlare. Sigur că da.
bineînțeles, în fiecare an era o taxă școlară de plătit, noi fiind doi, totul era dublu. Însă, acolo la școală aveau nevoie de cineva să predea limba engleză. Și mi s-a propus mie să fac acest lucru, în schimbul unei burse 100%. Și chiar dacă am avut emoții să predau colegilor mei, unii mai în vârstă decât mine, chiar și soțului meu, am acceptat până la urmă această provocare și am avut parte de binecuvântare, pot să spun, pe lângă faptul că și eu am crescut în direcția predării, am plătit taxele pentru mine, am reușit să le plătesc făcând acest lucru. Și la scurtă vreme după ce am ajuns la școală, directoarea școlii, Ina Hrișcă, i-a propus și soțului meu să fie administratorul școlii, pentru că aveau nevoie și de administrator. Și uite, noi, se pare că prin harul Domnului am îndeplinit ambele condiții și Sandu a devenit administratorul școlii, astfel încât i s-a oferit și lui o bursă 100%. Și 2 ani de zile nu am avut de plătit taxe și nu ne-am îngrijorat prea mult de partea financiară. Pe atunci, bineînțeles, fiind și la început, fiind studenți, nu aveam foarte mulți oameni alături de noi, nu ne cunoștea prea multă lume, nu știa unde suntem și cu ce ne ocupăm și era mai greu. Familia ne-a ajutat cum a putut, însă Dumnezeu ne-a purtat de grijă mai mult decât atât. În afară de asta, am fost provocați foarte mult, 2 ani de zile. Am avut profesori din diferite câmpuri de misiune și am văzut diferite perspective asupra misiunii și diferite lucruri care le poți întâmpina pe câmpul de misiune. Pot să spun că e necesară. Nu este un timp pierdut echiparea. Absolut deloc. Și în timpul acesta Dumnezeu a continuat să contureze viziunea noastră despre misiune și despre viitorul pe care putem să-l facem în lucrarea Lui. Și după 2 ani de zile ați ajuns în sfârșit în Namibia. După 2 ani de zile, de la momentul în care erați pregătiți, aveați bagajele făcute, a apărut această paranteză numită Școala de Misiune de la Constanța, unde ați fost pregătiți, echipați pentru misiune pe termen lung, ați învățat să depindeți de Dumnezeu, să trăiți prin credință. Și ăsta este și scopul acestei școli, stimați telespectatori, să-i ajute pe candidații la misiune pe termen lung să facă primul pas spre misiune. Se desprind de comunitate, se desprind într-un fel de biserică, se desprind într-un fel de familie, de locurile în care au crescut și se duc la sute de kilometri distanță și încep oarecum o viață nouă pentru o perioadă scurtă. Acest lucru arată, demonstrează faptul că sunt gata apoi să facă un pas mai mare, a se stabili pe un câmp de misiune undeva la 1000 de kilometri distanță, unde oarecum aceste experiențe ale ruperii, desfacerii se repetă și chiar se amplifică. Când ați ajuns în Namibia pentru prima dată, Sandu? Da, am ajuns în anul 2. De studii se face o ieșire pe termen scurt de 4-8 săptămâni pe un câmp de misiune în afara țării și fiecare student își alege o țară unde vrea să meargă și dacă școala și Agenția Pentecostală de Misiune Externă are contacte în țara respectivă și fiecare student merge câte doi sau trei în echipă. Și noi am mers în Namibia, eu cu Marinela și încă un coleg de la școală, Daniel Mureșan, și asta a fost în anul 2012. Și a confirmat Dumnezeu chemarea voastră pentru această țară, Sandu? Da, când am ajuns acolo, am văzut cât de mare e nevoia de ca oamenii să audă cuvântul lui Dumnezeu. În orașe sunt biserici. Dacă vrei să auzi despre Dumnezeu și vrei să mergi la o biserică, ai unde să mergi.
dar în sate. În sate nu sunt multe sate, nu au biserică. Și după această experiență de 6 săptămâni, 6 săptămâni a fost, Dumnezeu încă o dată ne-a confirmat că El vrea să ne întoarcem din nou în Namibia și să începem acolo o lucrare. Colegul vostru, Octavian, a fost în această emisiune, a vorbit un pic despre Namibia, dar este posibil ca dintre cei care ne ascultă acum să nu fi urmărit emisiunea cu Octavian. Ai putea, Marinela, să ne dai câteva date despre această țară din Africa, prin ce se caracterizează? Să ne vorbești un pic despre populație, suprafață, economie, grupuri etnice, religie, credințe, pentru că asta ne va ajuta mai mult în discuțiile pe care le vom purta ulterior. Da, Namibia este situată în sud-vestul Africii. Ca vecini are Africa de Sud, Botswana, Angola. Zambia, Angola și Oceanul la vest. Apoi, ca și populație, are undeva puțin peste 2 milioane de locuitori. Dacă comparăm cu România... Este o țară mică în ceea este ce țară mică ca și locuitorii. Da, ca și populație. Însă, ca și suprafață, aproape de 4 ori este mai mare decât România. Și motivul pentru care sunt așa de puțini oameni, unul dintre motive este și deșertul sau relieful deșertic care se află în Namibia. Avem deșertul Kalahari și deșertul Namib. Apoi, legat de limbi, există peste 20 de limbi și dialecte în Namibia, unele mai proeminente, altele mai puțin, să zic, folosite. Dar ca și populație majoritară este tribul Ovambo în țară, cam 50% din populație este Ovambo. Și apoi mai avem tribul Herero, Kavango, Boșimani, cu care lucrăm și noi, și multe altele așa mai mărunte, Himba. Și ca și limba oficială în țară este limba engleză. Inclusiv în școli, în instituții, se vorbește limba engleză și lucrul acesta ne-a fost foarte folositor nouă. Apoi, ca și religie, oficial, țara e majoritar creștină, dar e un creștinism nominal. În unele zone e chiar amestecat cu credințele animiste. Da. Și vrăjitoria se practică foarte mult, în special la sate. Oamenii nu înțeleg, din păcate, creștinismul așa cum ar trebui să-l înțeleagă și de aceea avem parte de situația aceasta. Și de aceea este nevoie de misionari și acolo. De aceea, da. Apoi v-ați dus în anul următor, pentru o perioadă mai lungă, să faceți o cercetare, unde să vă așezați, cum să lucrați, care sunt experiențele din această perioadă. Această cercetare a fost necesară, pe de o parte, să vedeți cum puteți obține viză pe termen lung, cu cine să lucrați, unde să vă așezați, unde sunt nevoile mai mari. Cum v-ați întors acasă după această perioadă de cercetare? Această perioadă de cercetare a fost undeva la 2 luni și jumătate, unde am umblat în mai multe orașe și mai multe zone din Namibia și... Ceea ce am văzut în foarte multe locuri în care am fost, oamenii văd mai mult o resursă financiară. Dacă am fi mers și lucrat în câteva zone, mulți dintre ei, dacă văd un alb, ei văd bani. Văd resurse financiare și... ar încerca și încearcă să profite cât mai mult pentru ale mergilor mai și bine. Și v-ați vrut să vă asigurați că acolo unde vă veți duce, vă veți fi apreciați pentru darurile pe care le aveți și posibilitatea de implicare personală acolo, nu pentru resursele pe care eventual le-ați putea aduce. Da, ăsta a fost scopul nostru și noi le-am zis la mai mulți că
Scopul pentru care noi mergem în Namibia și vrem să mergem pe termen lung în Namibia, noi să îi facem pe ei mai bogați. Sau să, chiar am zis la unul, îmi pare rău, dar eu n-am bancă acasă ca să pot să cumpăr ce mi-a cerut. Și le-am zis că ceea ce vrem noi să facem e să investim în oameni și să ducem cuvântul lui Dumnezeu și să le predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Și alegerea pe care am făcut-o să lucrăm în rundul a fost pentru că păstorul și soția lui, biserica unde am fost implicați, n-au vorbit de că au nevoie financiară. Nevoia lor a fost nevoie fizică și ajutor fizic. Deci după această cercetare ați ajuns la concluzia că localitatea Rundu, da, orașul Rundu, este locul în care trebuie să vă așezați. Marinela, unde este localitatea Rundu? Cât de mare este? Ajută-ne! N-am fost niciodată în Namibia, ajută-ne așa, imaginar să vedem un pic localitatea. Rundu e în extremitatea nordică a Namibiei. Poți să areți acolo pe hartă, Sandu? Da, Bulina. E chiar aici unde e Bulina. Da. Și ca și populație undeva la 100.000 de locuitori, am înțeles că ar fi al doilea oraș ca mărime după capitală și populația e în creștere. Se află chiar la granița cu Angola, de aceea fiind și mulți oameni din Angola, unii vorbesc portugheză, se vorbește portugheză în zona aceea, dar noi nu am putut să comunicăm în portugheză. Cam asta despre Rundu. Rundu este așezat acolo și ați înțeles că aici este locul în care Dumnezeu vă cheamă și anul trecut v-ați așezat acolo pe termen lung. Acum discuția noastră are loc după acest timp de căutare în Namibia și după un an de slujire acolo efectiv. Am înțeles că sunteți implicați sau ați fost implicați în lucrarea bisericii și o să dezvoltăm aceste capitole pe rând în lucrarea cu tinerii din biserică. Ați predat într-o școală creștină de acolo și de asemenea ați făcut echipă cu Octavian și l-ați susținut și pe el și v-ați implicat în evangelizări în care el era implicat. Revenim la primul domeniu de implicare. Biserica. Ce fel de biserică este aceasta în care v-ați implicat voi? Sunt albi, sunt negri? Care este scopul acestei biserici? Care este populația țintă? În ce fel ați ajutat biserica câtă vreme ați fost acolo? Sandu, încep tu? Da, pot să încep eu. Biserica e în Rundu. Păstorul este păstor alb, el și soția lui, ei sunt albi, dar biserica e majoritar de negri, pentru că se vorbește în limba engleză, se predică în limba engleză și mulți dintre negri nu știu afrikaans, care este o altă limbă, limba albilor din Namibia, și atunci, pentru că au schimbat din afrikaans, să se predice în afrikaans, s-au schimbat în engleză, vin mai mulți negri. Biserica nu e așa de mare, este undeva la 50 de membri. Iar populația țintă nu cred că nu au doar un anumit trib. Este pentru oricine. Sunt mulți veniți din altă țară, din țările învecinate care Africii, locuiesc sau lucrează în care Rundu. Lucrează, au venit ca și să lucreze în Rundu. Sunt medici care vin din altă țară și s-au mutat în Rundu și atunci, pentru că se vorbește limba engleză în biserică, au hotărât să vină să alăture bisericii. Deci oarecum este și o biserică internațională. Da. Pe lângă oameni din Namibia, din diferite triburi există și credincioși din alte țări care au ajuns acolo. Da. În ce fel vă implicați în biserică?
Noi eram în grupul de laudă și închinare și ăsta a fost cel mai mare pe care l-am făcut noi lucru, impact, adică implicare în biserică. Implicarea noastră, da, implicarea noastră în biserică a fost în grupul de laudă și închinare. Și după aceea am început să avem întâlniri cu tinerii. Deci ați început o lucrare cu tinerii. Am început o lucrare cu tinerii. Ce categorii de vârstă? De la 13 ani în sus. 13-14 ani în sus. Nu erau foarte mulți tineri, cam 15 tineri care veneau regulat. Dar i-am văzut serioși și credincioși și doritori să cunoască mai mult. Și i-am rugat cât timp suntem noi plecați să continui întâlnirile. Abia așteptăm să ne întoarcem și să vedem cum s-a desfășurat activitatea, dar pentru că înainte nu era grup de tineret, s-au bucurat foarte mult să li se dea atenție, să fie cineva lângă ei și ne-am simțit și noi bine în mijlocul lor. Acum tu ai lucrat în România mai mult cu copiii, dar nu cred că îți era sau vă era ascunsă lucrarea cu tinerii. Dacă ar fi să comparați tinerii din România cu tinerii de acolo, care sunt problemele reale cu care tinerii de acolo se confruntă și la care voi ați încercat să găsiți soluții, să veniți cu soluții? Una dintre cele mai mari probleme pe care le întâmpină tinerii este că nu au modele, nu au exemple. Cel puțin în familiile lor, familia are o definiție diferită acolo sau nu e înțeleasă, nu e valorificată așa cum ar trebui. Ce înseamnă familia acolo sau cum este percepută familia? Pentru că întreb asta pentru că în anumite zone ale Africii, altele, familia este foarte, foarte importantă. În anumite zone ale lumii, discut cu misionari aici, misionari care vin din lumea sau lucrează în lumea musulmană, familia este foarte importantă, închegată, lărgită, unită, sudată. Care este înțelesul termenului familie între cei cu care voi ați lucrat acolo? Da, la o privire generală, familia pentru ei e părinți, bunici și rudenii. Da. Și toată lumea e implicată, da, în viața ta. Însă când vine vorba de căsătorie, probabil acum, în anii recenți, s-a schimbat puțin perspectiva și au renunțat chiar și la căsătorie tradițională destul de mult și nu mai pun valoare, nu mai pun accent pe căsătorie. Ci ei spun, uite, ne modernizăm și acum nu mai e nevoie de un act ca să ne cununăm, să fim oficial căsătoriți. Putem să locuim împreună fără asta și Apar copii și nu există deloc un mediu stabil în care copilul să crească. Nu există o siguranță că el sau ea se află cu părinții, pentru că părinții foarte ușor se pot despărți în situația asta. Și, din păcate, preiau acest tineri, model. Da, și îl preiau și cresc fără un model de tată, fără un model de mamă, fără o familie sănătoasă și ziceți că asta este principala problemă a lor. Cum încercați să-i ajutați să înțeleagă ce înseamnă familia și să-și schimbe felul lor de a fi? În primul rând, dorința noastră ar fi să fim noi un exemplu pentru ei, un și exemplu sunteți? De familie. Sperăm cu ajutorul Domnului. Ne străduim. Într-adevăr, se uită la noi cu multe întrebări. Cum de voi sunteți așa tineri, v-ați căsătorit deja? Pentru că ei pot să ajungă la vârstă înaintată și să nu se căsătorească în zilele de azi. Și chiar de multe ori, întrebările pe care ei le pun sunt legate de prietenii care se ducă la căsătorie sau cum să găsească o persoană cu care să își petreacă restul vieții, pentru că nu au modele și nici nu există prea multă învățătură în direcția aceasta. Eu stăteam de vorbă cu băieții mai mari, clasa 12-a, 11-a din școală și
I-am lăsat pe ei să vorbească și chiar ziceau că se uită în jur și văd familii care copiii nu știe cine e taică-su sau sunt dintr-o familie, chiar dacă sunt patru frați, fiecare e de la tată diferit și fiecare copil are nume de familie diferit. Și și-s frați. Și-s frați, da. Și ziceau ei, dar lucrul ăsta nu-i bine. Familia trebuie să fie unită, familia trebuie să să nu fie destrămată, soțul să fie cu soția și dădeau ei exemple și le-am zis, dar ce-i de făcut? I-am întrebat pe ei, ce-i de făcut? Și a stat, s-au gândit și i-au zis, păi noi când o să creștem bani, nu trebuie să facem așa ca și părinții noștri. Noi trebuie să ne iubim soția, să ne iubim copiii și să stăm împreună. Și atunci i-am încurajat și le-am zis, asta face diferența. Cineva trebuie să facă un pas. Pentru că ei zic, da, e cultură. Așa se face, așa face toată lumea la noi. Mm-hmm. Și eu le-am zis, de ce trebuie să fii ca toată lumea? Fă un pas și fii diferit. Rămâi în familia ta. Dacă când te căsătorești, stai cu soția ta. Ai grijă de copiii tăi. Și am încercat să-i motivez să își deschidă mintea și să nu vadă, pentru că așa face toată lumea, de ce să fiu eu diferit. Și m-am bucurat că au venit ei cu idei. Cât de des vă întâlniți cu ei și ați ajuns într-o relație atât de profundă încât sunteți și consilierii lor, se deschid să împărtășească cu voi luptele lor, frământările lor, căutările lor. Într-adevăr, un lucru care ne încurajează este faptul că ei vin la noi și caută sfatul nostru și ne pun întrebări și au încredere în noi. Și asta ne încurajează să ne ocupăm de ei și să răspundem nevoilor lor, în special spirituale. Da. Și n-a fost înainte o lucrare cu tinerii acolo în biserică și voi sunteți cei care ați început-o și o duceți mai departe. Da, nu a fost înainte să mergem noi acolo. Un păstor, erau doi păstori la această biserică, unul dintre ei a plecat de la biserică, a părăsit biserica. Mai se întâlnea poate o dată pe lună sau, nu știu, ocazional se mai întâlnea cu tinerii, dar nu era ceva stabil în fiecare săptămână și să fie permanent, cum noi suntem acolo tot timpul. Și nu a fost ceva foarte, foarte stabil până am ajuns noi acolo și am început lucrarea cu tinerii. Și lucrarea asta vă dă satisfacție, sunteți împliniți, sunteți bucuroși că puteți pune umărul, cum zicem noi, la creșterea unei generații noi care să aibă impact și să aibă o altfel de viață și să pună bazele unor altor tipuri de familie. Da, e o satisfacție să vezi cum tineri care vor să-L cunoască pe Dumnezeu și vor să se schimbe și vor să încerce să facă diferența în societatea unde sunt și în familiile lor și chiar ne-au încurajat să vedem cum dacă au probleme vin și ne întreabă, dacă au ceva ce nu înțeleg vin și ne întreabă și e încurajator lucrul ăsta să vezi că ești acceptat în mijlocul lor, chiar dacă culoarea noastră e diferită de culoarea lor, e un pas înainte să vezi că ești acceptat în comunitatea lor și între ei și au încredere în tine. Cum v-ați făcut acceptați? Care este cheia? Nu am folosit nicio metodă specială. Ne-am purtat natural, pentru că albii din Namibia sunt mai aroganți, rezervați față de
de negri și au o linie între... Există prejudecăți. Există, da. Și ne ziceau că ne place de voi, că voi veniți cu noi și stați cu noi, vorbiți cu noi și râdeți cu noi. Eu mă joc fotbal cu băieții și nu-i nici nu fac diferența că ei sunt negri, eu sunt alb și pentru... Eu le-am zis, voi sunteți oameni, eu sunt om, Dumnezeu ne iubește la fel pe amândoi. Și de ce să nu mă înțeleg bine cu tine doar pentru că ești o altă culoare sau ești din altă țară? Și eu cred că lucrul ăsta ne-a dat trecere în fața lor, că ne-am lăsat să mergem la nivelul lor și să acceptăm pe ei așa cum sunt și să-i înțelegem. Și eu cred că ăsta a fost un punct, să le câștigăm încrederea. Acceptarea, iubirea, faptul de a vă coborâ la nivelul lor și de a lucra cu ei acolo unde sunt ei. Da. Sandu Marinela, mi-a făcut plăcere să vă am în emisiune și să discutăm împreună despre lucrarea în care sunteți implicați în Namibia. Și cu siguranță mai sunt multe de spus și vom continua discuția. Stimați telespectatori, i-am avut, așa cum ați observat, pe Sandu Marinela Maghiar din Oradea, Biserica Philadelphia, misionari în Namibia. Eu vă aștept săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, la emisiunea Până la marginile pământului. Nu uitați, o repet mereu, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp. La revedere!